Și mă bucur nespus că această întâlnire de astă seară vine și consolidează obsesiile mele încă din copilărie, când ascultam povești de părinților mei, a bunicilor, care veneau în Balcani și care prin 1925 trebuiau să fugă de acolo pentru a-i salva viața. Statul român, la 1880, înființat prin decret domnesc Societatea de Cultură Macedo-Română, prin care s-au derulat energii intelectuale, dar și fonduri pentru deschiderea de școli, licee și biserici românești în Balcanii, pe care îi cunoașteți și care erau populați de grupuri importante de aur. În 1925, forțat, au trebuit să plece o bună parte dintre ei, sau au fost colonizați în Cadilater, tot cu sprijinul statului român și recunoscuți cetățeni români, doar la declarația pe proprie răspundere pe care au făcut-o. Iată că și astăzi această societate funcționează, iar eu sunt, dacă vreți, la jumătate distanței între locul unde s-a născut tatăl meu și unde s-a născut mama mea. Tatăl meu s-a născut în orașul Corcea, poate al doilea oraș ca importanță din Albania, iar mama în satul Gramaticova, sau Gramaticon, cum se spune, în zona grecească, a fost în Macedonie. Și Corcea, și Gramaticonul, și zona în care Salonicu era capitală, reprezentau statul macedonian de atunci, care a fost desfințat și a cărui teritoriu a fost împărțit ulterior, după desfințarea Imperiului Otoman. Regret nespus faptul că din Grecia nu au venit reprezentanți ai comunităților de români, împătimiți și ei, ca și noi, de această obsesie a identității românești. Trebuie să înțelegem anumite lucruri care se petrec în lume, dar sunt bucuros că pot să discut despre tinerii, în special albanezi, care primesc acest premiu, această recunoaștere a identităților. Pentru ei, pentru dumneavoastră ca știre, vă anunț că a apărut acum 3 zile, s-a tipărit mai bine zis, în îngrijirea Societății de Cultură Macedo-Române, a doua carte, după un al doilea an de studiu, la fața locului, cu titlul Lecturi vizuale, în ghilimele evident, etnologice la românii din Albania. De data aceasta, în zona Câmpiei Mozachiei. Iar cea care a apărut anul trecut s-a ocupat de zona Corcea. Această carte a apărut prin îngrijirea Iuliei Visoșenski, lui Milță Comnicu și lui Cătălin Alexa și a apărut prin îngrijirea Societății de Cultură Macedo-Române, a Institutului de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu și a Fundației Culturale Mușata Română. Și a fost tipărită cu sprijinul Ministerului de Externe, mai precis a Departamentului de Politici pentru relația cu românii de pretutindeni. Eu vă mulțumesc și mă bucur, prin locul dumneavoastră, să urmărim pe cei care vor fi premiați.